Pentru a îmbunătăți calitatea produselor alimentare, e nevoie de a schimba statutul combinatelor alimentare pentru copii, astfel ele să fie transformate în întreprinderi municipale. Această opinie a fost exprimată de consilierul fracțiunii Partidului Socialiștilor în CMC, Eugenia Ceban. Până la următoarea ședință de joia viitoare, pregătiți proiectele de decizie cu statutul, pregătiți cu milioanele 12 pentru aparatură, pregătiți organigrama că îi rămâi în cadrul direcției de comerț, eu nu-i văd pe dânși în cadrul primăriei ca să fie hanat cu dânșii. În cadrul direcției, fiindcă întreprinderi municipale, ele trebuie să fie numai decât în cadrul unei direcții. O parte sunt prin direcția de învățământ, o parte prin direcția de sectoare, care iarăși din nou lucrul ăsta provoacă unele probleme. Și aici mă întorc la problema cea mai mare. Problema cea mai mare, după mine, și cum am făcut noi aici unele estimări, asta e problema legată de statutul acestor combinate. În plus, pentru a îmbunătăți sistemul de alimentație a copiilor în instituțiile de învățământ, avem nevoie de un echipament nou, modern, dar costisitor. Iar acest aspect nu ar trebui să rămână neobservat de către autoritățile municipale. Această idee a fost exprimată de directorul unui combinat școlar care asigură alimentația copiilor din instituțiile de învățământ. Problema cea mai principală este utilajul tehnologic. Noi am trecut la sistemul nou, meniu nou, aprobat de Ministerul Sănătății, dar noi utilaj tehnologic nu avem pentru așa meniu. Este necesar și urgent de îmbunătățit starea materială a combinatelor cu utilaj tehnologic nou, modern și cu toate să și corespundă ziua de azi. O să fie calitatea mai bună, mai ușor o să fie de lucrat lucrătorilor, o să îmbunătățească calitatea produselor. Menționăm că șefii combinatelor școlare care asigură alimentația copiilor din instituțiile de învățământ și conducerea direcției comerț s-au întrunit în vederea creării unui grup de lucru menit să monitorizeze modul în care sunt hrăniți discipolii liceilor și gimnaziilor din capitală. Toate acestea după ce un grup de părinți s-au plâns de calitatea bucatelor servite elevilor. Cine mai mâncat în...